întrebam de la ședința de data trecută, dacă sunt discuții și observații de făcut la procesul verbal și nu au fost redactate. Dacă nu sunt, voi supune la vot procesul verbal. Cine este pentru? Cine se abține? Eu mă abțin că nu am fost. Voi da citire ordinei de zi a ședinței. Primul proiect. Proiect de hotărâre la alegerea doamnei consilier Leulea Călănuța, președinte de ședință pentru 1 mai 2017. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 62 din 2010 privind aprobarea cofinanțării proiectului, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apărătatelor de Zubacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume de 5.000 de lei din bugetul local pentru susținerea competiției sportive organizate la nivelul orașului stațiunea Târgu Ocna, Cumpa Mâncura la Jundor. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 4. Raportul primarului privind situația gestionării drumurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Târgu Ocna. Iar la punctul 5. Diverse. La punctul 5 vom discuta și invitații care sunt în sală, dacă își au ceva de lucrurile de făcut. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate pentru. Voi începe cu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier Leulea Călănuța, președinte de ședință pentru 1 mai 2017. Comisiile, vă rog. Comisia juridică, dacă vor de la misiunea lucrurilor. Altă comisie? Cum greu. Observați? Observații? Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? În unanimitate pentru. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 62 din 18-11-2010 privind aprobarea cofinanțării proiectului, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisiile, vă rog. Comisia juridică a visat orale. Comisia economică a visat orale. Discuții și observații la acest proiect? Dacă se înscrie cineva la discuții? Dacă nu, atunci voi supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci o abținere. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume de 5.000 de lei din bugetul local pentru susținerea competiției sportive organizate la nivelul orașului stațiunii Târgu Ocna, Cupa Mâncura la Judo. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raportul comisiilor, vă rog. Comisia juridică disfavorabilă. Comisia economică disfavorabilă. Cum am votat pentru a. Dacă dorește cineva să facă observații, propune. Da, vă rog. Eu aș vrea pe domnul consilier Panțăl, care este profesor de judo, o mică descriere a evenimentului, am o disciplină sportivă, ce impact. Deci, trebuie să începem cu prima ediție care a fost inițiată de domnul primar Șirochi și a decurs până s-a ajuns la ediția 14. Vreau să spun că este unul dintre cele mai mari evenimente sportive care se fac în orașul stațiune Târgu Ocna. Vor fi prezenți peste 300 de sportivi plus oficialități, în jur de 50-60 și din toate colțurile țării. Nu este o noutate evenimentul, deci fiind la ediția 14-a, toată lumea știe cam despre ce este vorba. Vor participa din orașul nostru în jur de 30 de sportivi, plus încă 20 de la Clubul Sportiv Școlar Onești, care sunt din zonă. Restul vor veni din alte localități. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să vedeți evenimentul. Principal organizator este Primăria Târgu Ocna, pentru că dacă se alocă banii ăștia, majoritatea cheltuielilor le facem din această sumă. Și după aia, cu susținerea Clubului Sportiv Municipal și Direcția Județeană de Sport, conștiințarea Federației Române de Judo. Domnul consilier, în ședința de comisie juridică s-a ridicat problema care e valabilă numai în cazul
evenimentul în care urmează aceste competiții de judo, în toate situațiile în care vor mai fi acordate sponsorizări pentru evenimentul de acest gen sau de alt gen, banii care să cheltuie să fie justificați prin acte financiare și o copie după acest document să fie aduse și în Consiliu ca să poată face dovada acestor activități. Altcineva să mai scrie cineva la discuții? Dacă nu vă știu pune la vot, cine este pentru acest proiect de hotărâre? Se abține cineva împotrivă? În unanimitate pentru. La punctul 4 este raportul primarului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Târgoviște. Aici este o simplă luare la cunoștință, dacă sunt observațiile făcute din partea domnilor consilieri. Dacă se dorește, nu știu, să se dezvolte anumite puncte în partea primarului. Dacă nu, voi trece la... Hai, nu se spune la vot, este un raport de informare, a fost informați prin materialul prezentat de executiv. Dacă nu, voi trece la punctul 5 diverse și vedem că avem invitații în sala de Consiliu. Vreau pe doamna să se prezinte și să spună pentru ce a venit. Da, acum vreau să vă cunosc. Mulțumesc, doamna Rusu. Așa, și vezi pe treaba care am. Problema este canalizare. Nu e o problemă, dar asta e cea mai principală. Pentru că rigola care v-a urmărit de la societatea Vașu, ultima a fost acolo chiar la noi și la vezim. Deci a turnat fundul rigolei mai sus decât trebuia. Și la noi staționează apa în fața șanțului la noi la rigola acolo, de s-a turnat mult vara în țară, deci nu mai spun ce mai rost poate să-i mane acolo. Și stăm veșnic cu ea, când vin noi, vin și din Comabile, vin și din Grădină, avem o canalizare mică în Cotecul, dar nu dovedește. Și acum aștept țigară și-a mai fundat acolo în dreptul locului niște bolovani așa, s-au scos, nu știu, căruții cu mizerii și cu gunoaie, nici eu cu vine doamnă la primărie și-au mai scos și-au mai cărat. Nu i-au mai scos de acolo bolovani. Mai aruncă și gunoaie și nu știu ce și alte chestii, dar nu știu dacă se poate rezolva. Am înțeles că noi suntem mult mai jos față de canalizarea care e acolo făcută. Și noi le-am spus și eu și băiatul la băieții care lucrau. Să nu înalți fundul la rigolă prea mult. Noi eu am făcut totul, mă știu de ei. Deci noi nu știu cum o să ne raportăm acolo. Plus că, oricum, trebuie să facem ceva să se evacueze apa de acolo din fața casă. Că veșnic să acolo și am suflin cu apă și cu mânt și toate cele și miroase. Și ori se poate turna alt beton în partea asta, unde ține apă, ca să se înalțe, ori dacă nu, spart acolo unde au turnat ei și au făcut loc ca să se scurgă apa, nu? Deci, e foarte critic, nu se poate. Am înțeles. Am și mai problema cu țigani, deci e în jansa cu poliția, dar fac tot felul de mizerii. Ei au o baie acolo făcută de ăștia sertanții care au făcut casa aia. Așa și când fac baie să-și spală rufe, aruncă toată apa în spatele casei, au făcut un șanț așa pe sub gardul nostru și toată apa aia vine exact pe arătura unde are fratele de acolo, dar mi-o dat nouă grijă, că ei stau tocmai la fotul de viață. Și e pe mâna mai rară. Și apa aia stă exact la temelia casei noastre, care se scurge de la ei. Când au aflat că a doua oară vin doamne la primărie acolo cu control, o să au fugat ei uleacă acolo așa. Dar există și filmări, nefotul meu a filmat tot. Și ce mizerii și porcării și... Acum, după câteva zile, au adus un carul și până la sala păscută în grădină și s-au întins la noi în grădină, ca să pască pe acolo. Și dacă băiatul meu s-a luat el și a spus să iei carul de acolo să nu pască pe grădină altă și fiică mea, mă, ce să nu ajungi pe băiatul meu să sară la bătaie la el, un pușcăreaș, un nenorcit, care nici nu trebuie să stea acolo, are restricții. Dar pe ea, nici n-am depus o sesizare scrisă la primărie sau la poliție? Pentru? La poliție, în primul rând, problema cu țigani și cu, mă rog, cu împătarea acolo. Știți ceva, să mă scuzați, dar degeaba v-ați nici referent că nu se ia ce măsură. Dacă nu se ia la deci, locală, ce unde puneți mai sus? Nu-i prima dată când avem necaz cu ei. Și nu se ia nicio măsură. Deci, auziți să fac plângere și noi degeaba facem, ei ne sfidează în față, nu se fac tot ce vor.
Deci apa aia se acolo la fel, luai, facă colinoare, stai la măsai și tot felul. Cum eu era de ei, mă, și n-ai voie să ne înveze. Dacă nu ținea pe cum era în stare ea să ducă fisteoare sau ei să formuiască, că dacă acum în jur pe mine, să-mi bagi farul cu vede la mine la măscut. Da, acum hai să zicem așa, dar problema asta cu canalizarea e ceva de... Cu canalizarea asta, de ce nu trebuie să ne dați spus la nivelul primării? Păi, nu știu cum trebuia să facem, mi-a zis că poate să ia măsuri așa. Deci nu e un răspuns oficial. Rămâna, Hristos a mea. Doamna Rusu, vă permiteți, domnul președinte. E vorba de rețeaua de canalizare sau de Ricola de șanță. Ricola, Ricola. Deci de Ricola să discut aici, domnul președinte. Dar și canalizarea care au făcut-o. Trebuie văzută banda pe care se scurge de apă. Dacă se adună apa, înseamnă că ceva e... Vorbesc de acolo. Acolo n-ați luat regulă din colo de voi. Așa spre jos. Și am deci nu se scurge apa. Acolo și stă la noi în față. Dorătește acolo. Așa era și înainte, dar acum dacă eu vin și am mai terminat în plus, acolo la regulă, trebuie să ieși, că deci eu nu am făcut la primul post acum cu primăria de am făcut noi. Și o turnă de acum. Și am lăsat cu dublea sus. Noi stăm cu apa aia veșnică acolo. Ce să ne-a spus? Da, doamne, se poate face să se înălțăm acolo și să se cine știi că... Nu, acum e momentul că ei lucrează. Au început deja să se înălțăm, eu pot să-ți pagă stafă, să înalți acolo la canalizare, dar tocmai pe partea la acolo. Dar noi, vă spun sincer, la noi ori pompă, ori alte, dacă... Deci nu ne putem folosi de canalizare care vor cu ei. Afară de problema cu Ligora, pe ei mai sunt decât acolo. Ei, o să zic că nu știu. Putem afla o părere a executivului când la lume se remediază? Am luat la cunoștință despre problema asta. Deci noi am spus și după ea să fie așa care este, că îi prea, nu prea să o facă. Că eu am făcut tot lucrurile. Și noi suportăm consecințe, suntem cu toarele la nasa. Am înțeles. Am luat la cunoștință. Și luat și cu executivul la cunoștință, o să vă dea un răspuns. Și apoi mai e necesar să facem o plângere către... Deci, poate proiectul este bun și noi astăzi nu vă dați seama, așa să vă vorbim. Ca asta să vede cu ochiul liber. Deci că au făcut o prostime mai mare ca ei. Și da, stava aia asta, deja pe acolo, să iei, deci nu se duce la vale. O să se duce să spune, de la noi încolo. Bun. Iar în perioada, iar cu legătură cu omul și cu comportamentul lor vis-a-vis dumneavoastră, adresați-vă poliția, dacă cei locali nu fac, sfatul meu este să vă adresați celor de la Bacău. Veți primi cu siguranță. Așa, deci să facem, dar am zis că s-au potolit, dar așa nu sunt potolit. Eu că am avut probleme, așa am făcut și mi-am luat. Nu v-am primit doar așa, o să facem și noi, pe planul la... Așa, bun. Domnul, dumneavoastră, aveți ceva, dacă puteți vă prezentați, să spuneți ce spuneți în sala Dumnezeu? Nu am să întrerupă doamna, că nu-i frumos. În primul rând, respect, dacă așa că-i doamna. În primul rând, vă spun Hristos a mea la toți. Adevărat. În parte, vă cunosc, să rămână la Doamne, bună ziua la tot. Mă bucur că vă văd, mă bucur că am venit să te duce. De astea și în primul rând vreau să vă spun ceva ce îmi place, cred că îmi dat dreptate. Îmi place să văd tot ce-i vechi aici. O parte din dumneavoastră care a fost copii, orașul vechi, era o frumusețe. Și mă bucur că respectați. Domnule, fiți nemți, fiți italieni, toți respectă trecutul. Am dreptate pe lucrurile. Așa este. Am ceva aparte. Bun, eu am venit pentru alte probleme. Eu, spre exemplu, nu vă cunosc dumneavoastră. Cine domnul Isaip, eu vă cunosc foarte bine. Vă cunosc de aici tatăl dumneavoastră, dar să vă cunosc. Acum știți. Acel domn care cânta cu buciul. Eu știu, domnule. Poate ceva nu vă cunosc. Eu vă cunosc de toate parte. Poate știma. Ăla era Ștefan. Dima, nu vă cunosc de toate. Ce vreau să vă spun? Mă bucur că vă știu domnul Ciupătaro, care a copilărit pe dealul Lia, mi spune acum. Mai nou știe interesul de ce. Și vreau să vă spun de ce am venit. Eu am venit omul Cuza. Știți cine e omul Cuza? Îmi pare rău că n-am avut o Crăciună acolo în porte. Vreau să viu nițar. N-am mai avut timp, că i-am pregătit și o plice.
Așa trebuie să fie la fiecare consiliu un om cu cuza să-l aveți aici. Și dumneavoastră, domnul care v-a votat o parte din orășenii noi, o parte din orășenii vechi, v-au votat și rugămintea. Domnule, mergeți cum mergea cuza, cu căciula pe vechi, nu vă cunoască nimeni, prin oraș. Nu știu unde este domnul, mă uită. Domnule director general, tot respectul. Domnule, am o rugăminte. Și rugăminte mare am eu. Nu știu, că întotdeauna când am pus problema, zic, domnule, proiectatul e vinovat. Hai să-l aruncăm mâința pe proiectat. Nu știu cum fac ăștia proiectele, dar din satelit am înțeles. Domnule, din satelit vedem orice curcă. Dar haideți să mergem pe drum. Iar acolo domnul, l-a apreciat foarte mult pe domnul Drăgănuță. Mai când a văzut domnul Nicu Tudorașa, într-o zi v-am luat, îl apreciat domnul primar, l-am cerut domnul primar, a dat voie că meargă domnul Drăgănuță, foarte acceptabil, v-am arătat în strada Mișor, da? E ceva neclar, corect, e clar. A fost o problemă spre drumul cimitir, cu bordurile alea în drum 4 metri, a doua zi, inițiativa, nu știu, a dânsului, a mea, s-au mutat bordurile corect. Pe strada Mișorii, dacă vine o mașină de pompieri, să ne rugăm la Dumnezeu, cu alți casă așa în părinte, de la mănăstire, ați auzit, să nu vină pompieri, știți? Că câteodată cineva spune, domnule, ce-ți doresc eu ții? Opa, pop, cu pompieri și în restul. Pe strada Mișorii, din 6 metri cartament, o ajung la 5. O mașină în cape și nici o căruță cu fân. Trebuie să ne gândim la ala cu fânul. Când vine și el sănă, cu fân, cu boi, cu căruța, este adevărul, domnule, la el trebuie să ne gândim. Nu la mine, că avem mașină la dureață, că ne-am dat jos și ne-am însuit bărbucit. Zgârie mașina, pe urmă, ăla cu mașina sare la el, băi, mi-ai zgârea mașina, pe urmă. Ăsta e, măi, ăsta e expresie, dar ăsta e cuvântul românesc. Trebuie să mai mergem și cu limbajul grau. Acum am văzut că s-au spart groapa aia la Golgeta. Domnule, ne trebuie tehnicii. Am o problemă, iar eu mă uit, nu se întreabă cu politica. Că poate să fie liberal, că puteți să fiți ce vreți. Aseară au fost un cuvânt bun al lui Dragnea. Domnule, nici eu, frate, nu îl suport. Sunt cuvinte care nu se suportă. O fost bună treaba cu Dragnea. Și că, domnule, am stopat la timp, că de asta era domnul director aici și general, am stopat la timp, bine că n-a vândut și sarea. Mă uitam bibeul unul la altă problemă. Dacă suntem să ne concentrăm... Da, lăsa să ies din timp, de asta am venit. Da, ies din timp. Asta ies, pentru asta suntem aici și mai sunt cu locul cu timp. Timpul vine, timpul trece. Era problema că acum se deșteaptă românul. Ne-am trezit că am vândut petrolul. Dar cine a stopat vânzarea sării, doctor Dima, până la urmă? O zis Dragnea că el l-a stopat. DNA-ul l-a stopat. Domnule, DNA-ul, da, că vrea să vă facă DNA-ul, lasă să fii DNA-ul. Dar cine o spunește că ai vândut pe voi? Domnul Rusu, haideți să fim răscuți, să vede că chiar dacă suntem ruși. Domnule, dumneavoastră știți că eu mă duc în Ardeal foarte mult. Eu am o vorbă când mă duc în Ardeal. Băi, fraților, moldovenii mei. Vedeți și fac ardinei, mă duc în drum și fac în curte. Noi mă durăm în curte și dăm în drum. Ăsta e adevăr, nu trebuie să ne supărăm. Ieșim afară, venim cu prostia, tot aici. Deci nu vedem nimic, o lăsăm acolo. Deci în afară, dacă ai o țigară în gură, nu dai din mașină afară. Corect, da? O faci să duc la tine și cum e. Haideți să... Vreau să vă propun ceva. Toată lumea ridicați cu mâna. Când zice domnul Isaiu, suntem de acord, suntem de acord. Care-i contra, care-i bine. Vreau ceva, o propunere. Domnul Favarache, da. Administrator de firmă, domnul Arțelu, cu toată stima, cu judo, cu ce este, domnul Nuțu. Domnule, vreau o propunere, sunteți de acord, nu sunteți de acord. Dumneavoastră, ca demnitar care sunteți, aveți 100 de euro aici, nu? Să luăm 1 euro, suntem europeni. Haideți să renunțați la ea. Să fim gratuiți. Eu așa aș face. Dacă eu eram demnitar aici, cum se cheamă? Cum se cheamă? Nu deputat, cum spune? Consilier, scuzați-mă, că așa e problema. Mai uite cum vă trebuie. Domnule, renunț
țară pe mine. Dar și cu ei să dea bani. Domnule, este cu ei? Domnule, discutam și cu domnul primar, cu toți, că domnule, băi, Ferele, nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani. Avem dreptate, nu sunt bani. Hai să facem bani. Eu am găsit soluția să facem bani. Domnule, mă uitam pe site, așa bătrân cum sunt, nu știu ce știu pe Facebook, nu am Facebook, nu știu ce e. Nu știu ce Facebook ăla. Dar ce vreau să vă spun? Mă uitam pe internet, am văzut acolo, după 52 de localități, comune, ce este, o știu să-și atragă fonduri. Odată la Mehedința, numai. Cea mai bună comună, care are cu 18 fonduri europene care au câștigat. Bravo lor, felicitări. Domnule, dacă eu sunt... Domnule, nu toți primarii sunt capabili la creier, dar și au oameni competenți tehnic. Corect, da? Și rău pe ăla din primărie, cum o să la de la Mehedința, domnule, eu n-am apelat la nimeni din... să-i plătesc cu bani grei. Au venit de la mine, i-am luat, băi, Georgescu, băi, Milescu, cu tare, cât salariat? Dar ia gândiți-vă, peste toate vreau, aici, aici. De ce aia produc gunoiul, nu-l trimit de la Bacău, ca prostul, cu suharul schinare, că răm gunoiul la Bacău, Doamne, Maica Domnului, rău am ajuns. Îl duce la Bacău la alții. Sunt comunii care cumpără gunoiul el. Băi, ne-i dă gunoiul, că am fabrică de produs energie la comuna mea, corect. Să vă spun ceva, comuna Dridu, de lângă București, la 40 de km, poate știți. Știți de unde bea apă? De la 1200 de metri sub pământ. Au putut să-și sporeze o comună, să nu mai aibă treabă cu... cu alea uzură, domnule. De unde bea tata dumneavoastră apă, domnul Isaic? De unde bea un pic timpul? Din Târgona. Nu-i bună apa, ci contaminată, e mai bună, e mai ră, că aia de la Valea Uzurii. Plătim apa cea mai scumpă la Târgona. Gunoiul, cel mai scump. Și cu gunoiul e o problemă. Trebuie educație la oameni. Luați-vă pe jos, pe jos, nu vă cunoască lumea. Băi, nene, știți ce am găsit într-o zi? Domnul Nicu, știi că eu sunt cu telefoane și pe voi. Dom'le, cu roaba duși la container pietre. Pietre, pietre. Corect, e bine. Trebuie educație. Duci la Dulcele, duci barica din grai, o pui în container. Rumegușul pui la container. Cum mai va să nu plătești, băi, fratele meu? Și că primarul e vinovat. Dar ce vrei primarul să vină să le pămină? O secundă. Da. Observați. Da. Da. Dacă îmi dai voie. Da, cu toate spune. De punctul meu de vedere am reținut două aspecte. Primul lucru, toți am fost copii de aici. Ai pus întrebarea, care au fost copii? Toți am fost copii, fiecare în localitatea de unde am venit sau din Târgu Ocre. A doua problemă, am reținut că să renunțăm la indemnizația. Nu să renunțăm. Eu renunț, da. De exemplu, eu foarte renunț, dar trebuie să-mi spui ce să... Primul prezintă, primul prezintă. Numai, un moment. Domnul, v-am ascultat, dați-mi voi. Eu zic să ne respectăm, te rog frumos, abține-te cât eu vorbesc. A treia problemă, eu, a doua, renunț, dar să-mi spui concret ce să fac cu ea, că dacă nu-i ceea ce trebuie, nu renunț. A doua problemă, a treia problemă, n-am înțeles ce doriți de la noi. Ori ne informați, ori ne faceți morală, ori aveți dumneavoastră timp. S-ar putea unii dintre noi să nu aibă timpul dumneavoastră. Haideți, concluzionați și credeți că aveți să ne transmiteți, pentru că unii dintre noi mai au și alte probleme. Bun. Mulțumesc frumos! Sănătate maximă! Bun, acum, fiindcă ați luat dumneavoastră cuvântul, vreau să spun așa, drumul de la Salina. Hai să vedem la față. Dacă drumul de la Salina, uite, e concret. Concret, e bun. Hai să discutăm de ale noastre și de hidridul. Mă bucur că suntem. Domnule, de ani de zile, e o dilemă mare între Salina și Târgona. Fiindcă suntem, la cui drumul, domnilor? Al lui Târgona sau al Salinei? Scurt, acum sunteți aici. Dați-mi un răspuns, ca știți. Al orașului Târgona. Poftim? Al orașului Târgona. Sigur? Domnul prima, domnul vice, scuzați. Domnul Isaac, a cui este drumul care duce la Bulce? S-a răspuns deja. E orașul. Al orașului Târgona. Domnule, deci Salina nu vrea să facă. A fost acolo. E mai mare rușinea. Uitați-vă pe internet. Cine a spus de la Salina că nu vrea să-l facă? Okay. Cine a spus păi, de la Salina? Cine a spus, spus că lui Târgu Salina? Domnul Ungără, aici trebuie să fiți atent cum vorbiți. Am avut o discuție. Să... Nu, a spus cine vrem de la Salina, nu vrem să facem. Nu avem cadru legal și nu putem să facem. Cadrul legal, vin spune-o care. Băi, cadrul legal îl spui
Domnul, eu nu, îl pun în mare. Hai, de rog. Ați văzut gaura aia care m-a înghițit și dumneavoastră pe care de-a să suport? Domnule, eu știu cum s-a făcut aia. Trec pe același drum pe care merg și m-a dat. De 12 ani vin aici, de 12 ani eu personal vin aici, ca și dumneavoastră, și știi că ne lovim totdeauna ca să se facă drumul ăsta. Domnule, nu ți-am bani. Vreți, aici sunteți de acord să facem bani pentru drumul ăla? Da, bine. Da, de invitare, sunteți? Da, nu e asta problema, dacă... Ba da. Care-i problema? Nu înțelegeți, domnul... Da, gata, mulțumim pentru observații. Nu mai înveți ce a venit. Domnule, înțelegi pentru drumul ăsta? Auziți, mergeți la vecinul nostru de la Dorteana, are un panou acolo. Mașinile de pitonajul putare n-au acces. Bani la pitonajul. Și așa faceți și dumneavoastră la Salina, la podul ăla, nu bani cu buzunarul, cu chitanță, telepas, ca a fost afară. Știți ce ai mai camonet, dar o intrat la Mazare. Știu că aveați mai multe puncte de care vreau să ai mai multe, așa, am înțeles drumul, treci la următorul punct. Știu că aveați o listă când ați intrat în sală. Nu, domnule, eu nu am spus treaba cu lista, eu nu sunt cu creionul. Domnule, nu stricăm hârtia celor două, dar îi spun. Doamne, am înțeles că drumul de la Salina, am înțeles drumul. Dar ceva nu înțeles și vreau acolo, nu sunt bani, ele pas. Domnul Aurel vrea să vă dea un răspuns. Nu, dar tu fii să mă spun, pune-ți bani. Când vin mașinile la cărca, sare la Salina, ia, nu poți să treci. Și vedeți și sâmbătă. Așa este, Salina este vinovată. Domnul director general, este din punct de vedere a protecției muncii să încărcăm sarea în drum. Vă rog frumos, dați-mi răspunsul, că am fost director general. Acum nu se încarcă în drum. Poftim? Eu, din cunoștințele mele, nu se încarcă. Nu se poftim? Nu se încarcă în drum. Acum. Nu știu dacă mai am imagini, că am filmat, te aștept. O punctă de încărcare acolo care este, este pe teritoriul Salinii. Care, domnule, bunkerul din drum? Da, bă, dar care sunt ciloruri? Care sunt ciloruri? Da, domnule, pe ce-ți băgat? Scuze. Dar nu e cazul să facă gard. Domnule, e gard. Băi, ne ce facem gard? Scuze, v-ați spus la drumul Salinii sau? Alte probleme, domnul Dimar. Aici aveți dreptate, iarna s-au blocat drumurile. Nu, iarna, domnul, cum mă cheamă? Măciucă, domnul Măciucă. S-au blocat drumurile de mașină. Veniți acum, sâmbătă, când au fost și Paștii, când au fost, nu puteai trece cu o căruță de până la deal. De turiști, mai mare rușină. Nu mai spun, doamne, trece și mare sau nu mai vorbim. Domnule, suntem stațiune, stațiune. Nu sunteți, numai cu nume. Numai cu numele, sunteți stațiune, râd din lumea lor. Domnule, urcați, domnul director general, ai fost la Pride cu domnul director... Deci, ați fost? Da. Domnule, vă mulțumim pentru... Toată stima. Vă mai invităm și alte dată, puteți la... Nu trebuie să vă invitați, aici este, fără invitație, aici este, a cetățeanului... Așa este, aveți dreptate. Fiecare cetățean poate să participe la președințele publice, să filmează, aveți dreptate. Vă mai așteptăm și altă dată. Da, primul domnul nu vrea să mă spune. Puneți telepas acolo, mașinile, salinii, să bagi banul la călcare. Nu mult, 50 de lei. Și 200 de microbus. Cum? Și 200 de microbus. Domnule, sunt 5 milioane, mașinile de transport local. După părerea mea, dumneavoastră, ați uitat că ați crescut pe seama Salinii și urtat... Domnule, unii întrebare, unii întrebare. Când a ieșit la pensie, a ieșit de la Salina și ați mâncat și dumneavoastră de acolo. Ați uitat. Eu n-am ieșit la pensie. Nu, tata dumneavoastră. Nu, tata, eu o văd inventator la Salina când era fabrica de oxigen. Dar nu m-ai înțeles. Da. M-a dat ca și copil, ai mâncat de acolo și ai crescut pe baza Salinii. Dar vreau să vă spun ceva, Salina cât donează cu ați adus aminte, mi-a dat... Păi cel mai mare donator la bugetul local, domnule. E cel mai mare donator. Dar voi l-ați domnul Dimar, noi v-am ascultat. E cel mai mare donator la bugetul local. Cine? Da, Târgu Oca din banii Salinii. Dar întreabă-l pe executiv, de ce mă întreabă mine? Mai e o problemă, domnul Isaie. Cu cățelii, știți cât câine? Așa, uite, așa de la un punct. Păi, domnul Aurel să vă mai dea, domnul Pupu să vă mai dea un răspuns. Domnul Aurel, spui el, unde să vă răspunzați? Știți cât câini la câți câini comunitatea la mâncare? El era cu Saina, nu cu câini. Dar spune, dar vreau să zic, la câți câini comunitatea la mâncare? 20, și mai am un câini. Și vreau să zic, când vor care va două de câini, câți câini aveți, domnilor? 20. Unde 20 de zile? Deci un an de zile n-au fost niciun câine. Și mai e o problemă acolo, unii câini. Aveți un cimitir evreiesc închis.
Pocni cineva să intre, a închis porții. Știți că aveți un cimitir fără și că vă să chete în ziua să facă. Domnul Dima, mulțumim. Faceți o sesizare scrisă. La primărie, cu toate punctele și o să primim un răspuns. Eu vreau să bani. Am luat la cunoștință, mulțumim. Aveți, am înțeles, ce trei puncte. Domnul Drăgănuță. Curățenia. Aveți recomandări. Nu să ținem cont de ele. Orice recomandare de la cetățeanul e binevenit. Auzi, sunt podul de la piață, te duci. Dacă vreau să doare asfaltul 90 cm, poți să-ți mai ridici podul și nu o să treci decât tu căruciucat. Ăsta e adevărul. Nu, o să țină. O să țină cont constructorul. Piedic, așa e? Auzi, acum aici o să doare asfalt și în urmă noi, cum suntem români, stricăm asfaltul. Ca să facem din nou, domnul Ilie, duceți-o pe strada Vișori ca să toată cu toată așa. Știu, mă, la 5 mii. Și nu putem face contestație acum, după ce se termină lucrarea. După ce mare omul așa, și face resuscitare. Bravo, bravo, copilor. Așa spunem? Domnule, am o rugăminte. Fiți cu adevărat oameni lucuza. Dacă nu să vină țepeș, Doamne. Știți că la Pomara, la Giurgiu, are țepeș 1461 mănăstiri. Pomarul Neacru. Și fiți ardeleni, chiar dacă nu iubim. Dar să țineți minte că tata lui Șeva în cel mare și Pomara Mureșea. Vom, dar corect? Așa, deci țineți la Șeva cel mare. Și vă rog frumos, eu nu mai am bani, că am dat niște bani să fac și la treia lui Șeva cel mare, a rămas așa, la Macău. Dacă vreți, puteți să mai donați. Să-l aveți pe Șeva cel mare. Că mine a fost cu timpul. Mulțumim! Cu domnul director! Așa este. Vă mai invităm! Cu toată stima! Hai venit! Luați și la urmă și trei cuvinte! Nu mai ești ca înainte! Așa este! Și a pus pietrele de Nico. Pietrele erau trebuie niște principii pentru oameni. De la urmă, de vechi. Domnul Dima! Băi, ascultă-mă la urmă! Domnul, mai aveți probleme sau avem și treaba? Mai avem și treaba! Mai avem și treabă. Dar ce nu fii pe ta altă zi? Dom'le, păi ce nu am eu nici? O, fiecare zi vorbește cu noi. Dom'le, nu am de dat sugestii. Ba, da, cum? Dau sugestii rele, domnul Ionuță. Nu, domnule, aveți dreptate. Dar eu îl cunosc de mult pe domnul. Dom'le, am avut o rugăminte, puneți-mi un bec acolo când trebuie. Eu-s prieten, eu-s prieten. Dom'le, prietenie, prietenie, știi cum e, e o problemă. Și că nu da prieten cu bani, așa se zice o bolă. Mulțumim frumos de sugestii, domnule. Înaintea soții. Mulțumim frumos de sugestii. Dacă mai sunt aici, vă mulțumesc sănătate. Dacă mai sunt aici, nu mai sunt necrașe.